Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre iepurașul de Paște. De unde vine el și de ce ne aduce ouă de ciocolată? Prima dată, când urecheatul a fost menționat într-o carte, a fost în jurul anului 1500, de un scriitor german. Legenda spune că zeița primăverii pe nume Ostara găsește pe câmp o pasăre rănită ca să-i salveze viața. Rănită și ca să-i salveze viața, o transformă într-un iepuraș. Doar că iepurașul acesta special a continuat să facă ouă pentru că de fapt era o pasăre. Și ca să-i mulțumescă zeiței, i-a oferit drept ofrandă un nou colorat. Și noi românii am adoptat tradiția iepurașului de Paște când vopsim ouă roșii și ne amintim de învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Eu sunt Alessia și vă doresc sărbători fericite. Numai bine, pe curând!